Ce faceți, prăduitorilor? Tăt pe jos, tăt pe jos. Am scos sluga asta la plimbare cu bolidul. Hai să vă arăt cum e o zi din viața unei vaci, mă. O zi din viața noastră începe așa, cu un mic dejun ușor, cu o sălățică, cu ceva ușor de digerat în puii mei. Trebuie să ne menținem silueta asta de lebădă. Crezi că mâncând șaormă și mititei îți menții silueta? Iarba e baza, mă. Mă, nu știu care a avut prima dată ideea asta. Care dintre voi, oamenii, v-ați uitat prima dată la o vacă și a zis: bă, fii atent ce-i atârnă la aia acolo de dedesubt. Mă duc să o trag de bucățile ale de cărniță să văd ce iese din ele. Fac pariu că a spus și gura acolo prima dată să vedeți ce iese. Bă, nu-i destul că călăriți cai, că călăriți ce știu eu ce. Vin neapărat, să călăriți și vaci, mă. Nu ne puteți da pace să ne vedem liniștite de păscut, că trebuie să ne călăriți. Cu tot stresul, cu călăritul, cu mulsul, avem și noi câte un răgaz, câte un moment de relaxare când mergem la Costinești și ne etalăm pielea asta ca fundul unui bebeluș pe faleză. Toate vitele celelalte, adică balenele grasele, ne invidiază când ieșim noi. Da, e frumos, e frumos să ne auziți, vă place, așa, uite, au, ascultă aici, au aici, mă, ce frumos am făcut, mă, nici Fuego, nici Veta Biriș, absolut nimeni, nici Pitbull, nici Enrique Iglesias, nici Madonna nu sună ca noi, eventual Justin Bieber, ce mai sună ca noi, dar restul niciunul, bă.